Bună seara, prieteni, suntem la Sport Report. Echipele din Superliga se află în Antalya, marea lor majoritate. Au susținut astăzi meciuri amicale, măcar echipele cu, să spunem așa, cu tradiție și cu suporte. Rapid, Dinamo au susținut astăzi meciuri de verificare. O să discutăm, pentru că o să vedem ce echipe au folosit antrenorii și sunt foarte apropiate de ceea ce vom vedea, pentru că nu este o pauză lungă, e o pauză scurtă și atunci echipele se comportă altfel față de pauza competițională de vară. De asemenea, astăzi arbitrii au susținut testele fizice și avem câteva declarații și dinspre acest sector. Chiros Vasara, o să vedeți ce spune, de asemenea Ișvan Kovac, arbitru numărul 1 al României. O să vedeți ce spune și noul transfer al Universității, Maldonado, venit din Honduras, un jucător pe care Craiova a plătit bani și are și opțiune de a-l cumpăra. E o investiție importantă. Să vă salut și invitații mei de la această oră. Să-i salut. Bună seara, Basara Pandu. Salutare. Nicolae Vică. Bună seara. Bine ați venit. Bun, rapid. Joacă astăzi cu Saba. Adversarul poate că are mai mult sau mai puțin să ne raportăm la adversar, că nu e cine știe. Mă interesează modul în care alcătuiește Bergodi echipa și face două echipe, prima repriză, repriza a doua. Și practic o să vedem cum gândește și cum i-a repartizat pe jucători, mai ales pe cei nou veniți, pe posturi. Că erau unele semne întrebare. Unii joacă Krasniki, unii joacă Hasan, unii joacă Burmaz și așa mai departe. Și o să vedem. Pierde acest amical, dar nu știu cât de important. Că 2-1? 2-1, da. 1-0, 1-1, 2-1. Exact. Marchează Burmaz din penalti, da. Asta este, imediat o să vedem, așezarea Rapidului din startul meciului. Cu Drăghia, Onea, Cristea, Iaco, Brown, Kite, Djokovic, Funșo, Ioniță, Papo, Rahmani. Practic, toți jucătorii pe posturile lor, nu? Da. Da, da. Mă uit aici și nu văd Under. Da. Joacă fără Under. Corect, asta, în echipa asta. Da, în echipa asta, da. Nu, corect, corect. De ce? Că e... Păi dacă pregătești... Da, știi cum e, că Borza e cam punct fix acolo, știi? Păi atunci da, te gândești că... Fix, dar... Păi nu, tu joci 45 de minute. Ce, poți să bagi 2 under, 3 under în echipa a doua. Poți să faci ce vrei. Asta, asta este mai aproape de prima echipă, corect, pare așa. Da. Adică aici sunt mai mulți titulari, nu? Păi Iacob e titular, Brown e titular, da. Kite nu știu, e Djokovic probabil, dar în ultimul timp vorbesc. Papo, Ioniță, Bangboi, Funcio și Rahmani și-a revenit, probabil că o să fie titular. Adică aici sunt mai mulți titulari și le-a dat 45 cu 45, nu trebuie neapărat să fie, cred eu. Da, dar înseamnă că, de exemplu, dacă îl aduci pe Borza, trebuie să scoți pe Onea sau pe Brown din echipă. Pe Onea. Nu? Și trebuie să treci pe Brown din funda stânga, trebuie să treci mijlocaș dreapta, pe care funda dreapta. Da. Pe care tu l-ai folosit funda stânga în meciurile amicale, gen cum a fost la meciul acesta. Păi asta spune, asta e un meci. Dacă avea toate meciurile și el joacă numai acolo. 10 zile până începe. Păi unii nici n-au început pregătire. FCSB-ul e pentru prima dată în istorie, cred eu, când pregătirea este mai mică decât vacanța. Nu cred că s-a întâmplat niciodată în istoria fotbalului românesc să fie pregătirea mai mică decât vacanța. Cam acolo, nu? Cum adică? Cam acolo, picare, două săptămâni cu două săptămâni, că 9 au ajuns în aia, pe 19-20 au... Da, și-au luat pe 20 vacanță și-au început pe 8. A, nu, mai mare... Ce să spun? Adică unde e mai pomenit așa ceva? Vacanță mai mare decât pregătire. Și crezi că... prost ești în ziua de astăzi, Dane, dacă te lași de fotbal. Deci nu ai cum să te mai... Păi hai să mergem acum la Forban. De pe 3 ianuarie până pe 30 ianuarie, plecăm în Belgia de pe 1 până pe 15-20, venim acasă, mai stăm 4 săptămâni pentru că începe campionatul până pe 15 februarie și să vedem câți mai vor să mai fac o dată asta. 15 februarie începe campionatul pe 15 martie. 15 martie, pe asta spun, da. 15 martie, înțeleg? Da. Și să văd câți mai vor să mai prindă anul următor și câți vor să se lase. Deci ziua de astăzi este... Cu alte cuvinte, tu spui că e mai ușor de jucat în ziua de astăzi? Cum adică să nu fie? Nu știu, întreb că... Dar e cel mai... Ce-ți place cel mai mult să faci? Să joci. Să mergi ca prostul prin... pe la Forban, prin pădurile alea, de frică să fugi pe acolo. Nici nu știi cine te urmărește pe acolo prin zăpezile alea. Ai prins, nu? Ai prins, antrenament. Lasă-l pe ăla, că ăla e aproape așa cât de cât. Pe față pus, aveam doar ochii, că mi se vedeau și la nas și la gură ca să respirăm atât. Păi nu puteai, la 7:30 erau minus nu știu câte grade. Dar ăla zici că e în fața... Cel mai greu antrenament era.
Deci antrenamentul dimineața la 7 și jumătate era cel mai dar greu. Dar ce înseamnă antrenament? Niște alergături. Că... Nu, alergam în pantă, aveam bucăți. Păi asta zic, pantă. Nu era un antrenament. Era și un zăpădoi atât a trebuia să te miști prin el. Adică nu era. După aia venea antrenamentul de la 11 care jucam fotbal pe zăpadă, zăpada până la genunchi. Adică și a treia antrenament era în sală. Spui că ți era greu și ție, tu care ai fost un jucător care duceai antrenamentele. Adică aveai... Da, dar era greu pentru toată lumea, dacă n-a fost ușor pentru nimeni. Apropo de asta, am văzut cu Dorin acum, că s-a făcut tantamul, că i-a dus pe jucător la munte și că au alergat. Nu se face niciun tantam, fiecare cred că își pune părerea lui. Asta nu e un tantam și nu cred că trebuie să facem un... O discuție. O discuție, da, nu trebuie să facem nicio discuție, pentru că fiecare face... Nu, dar nu e un tantam, asta spun. Nu, stai puțin, nu zic, nu e un tantam. Pentru că fiecare expert sau foști fotbaliști își dau cu părerea. E bine, nu e bine, e nu știu ce. Nu înseamnă că știm noi ce e bine. Dorinel știe, cred că, mai bine ce e bine pentru echipa lui. Și a zis, eu știu, eu fac așa, puteți să spuneți ce vreți, e treaba voastră. Nu, Dorinel s-a arătat deranjat. S-a arătat deranjat pentru că unii au spus că de ce alergăm prin aia, că nu se mai poate, că în ziua de astăzi găsim nu știu ce. Și el a spus, băi, asta fac eu, asta e treaba mea, dacă aș fi avut bani, probabil că m-aș fi dus și eu în altă parte, n-am avut bani, stau aici. Nu contest că astea sunt metodele lui. Dar la ce te ajută chestiunea asta? Sunteți doi jucători care ați jucat la nivel, la ce te ajută chestiunea asta? La ce te ajută? Ce vedem aici? Depinde ce a vrut să ia din antrenamentul ăsta. Au și ghinion ca Anis, că probabil dacă nu... Pe ghinion? Adică te duci la matra de ordine în ianuarie și spui că e ghinion ca Anis? E ca și cum mergem acum la Sinaia și spui, uite, e zăpadă, ce surpriză. Practic, cu schiurile la noi, acolo e zăpadă aici. Ce fac cu schiurile astea? Sunt antrenamentele fizice, pentru că nu... Tehnico-tactic este mai greu să... Păi, le dămânge așa. Antrenament fizic aici, față de un antrenament fizic în Antalya, cu ce diferă? Eu asta nu vreau mai, să... Asta este mult mai greu decât... Este diferență când alegi pe iarbă și diferență când alegi pe zăpadă. Sunt două lucruri diferite. Încărcătura este alta când faci pe zăpadă. Păi bun, și atunci e mai util un astfel de antrenament? Păi, este mai solicitant. Acum depinde cât timp faci aici și cât timp faci în Antalya. Că poate Dorinel aici face, să zicem că am văzut că făceau bucăți de 50 de metri, să zicem că poate face, nu știu, 3 km, să spunem, adunat așa, și poate tu în Antalya faci 5 km, dau că am dat un număr așa, dublu, aproape dublu decât face el aici. Și îți atinge același și cam... Bine, asta cu mingea nu l-a prea mult, că asta îl dă așa, ca să se bucure puțin. Deci nu asta... Asta e vrăjeala aia de final, așa să te... Noi am prins, eu am prins treaba asta, și la fotbal, și la Sinaia am prins, la Bușteni, parcă... Ce, să jucați cu mingea pe zăpadă? Da, că jucam acolo, era terenul și jucam pe zăpadă. Așa ne pregăteam. Bine, Dane, dar noi începeam și campionatul și mai era zăpadă. A fost meci de cupă pe zăpadă, au fost multe meciuri pe zăpadă la noi pe vremea mea. Adică avea o logică acum, atunci. Următoarea... Sunt mai solicitante antrenamentele astea. Următoarea chestiune. Și Dorinel, vă aduceți aminte de vreun antrenor străin care să fi procedat așa? Păi, de exemplu, primul antrenor care a venit în România și a schimbat la noi a fost Zenga. Păi eu știu asta. Eu întrebam dacă vreun antrenor străin nu mai facem, nu mai facem forban, gata, s-a terminat. Și atunci, totuși, nu este un mare semn de întrebare pentru noi, românii? Dacă niciun antrenor străin și au venit toate națiile posibile. Nu, așa punem. Pentru noi trebuie să fie un semn de întrebare că ne ducem afară și cum ne ducem, ne și întoarcem imediat. De ce? Dacă toate lucrurile astea pe care le facem, înainte făceam lucrurile prost, foarte prost. Ok, acum s-au schimbat, sunt metode, milioane de metode. Dar cei care plecau, greu se întorceau. Da? Așa e. Acum, când sunt metodele astea frumoase, plăcute, ne antrenăm foarte puțin, e totul pe ceas, nu putem astăzi că se obosesc băieții, trebuie să ne oprim, nu știu ce, ne ducem și ne întoarcem imediat. De ce? Ăia ne pun la alergat, Dane. Ăia de proști ne pun la alergat dacă noi facem lucrurile cum trebuie. Noi suntem super pregătiți. Primul lucru pe care îl auzi, că noi nu suntem pregătiți. Și noi stăm și facem jumătate de an, alergare cu ceasul la mână ca să-i ajungem pe ăia. Ți-am mai explicat de ce. Nu cred că se întâmplă treaba. Cum? Adică, păi de ce? Crezi nu că noi cred. Suntem la cu ăia, lângă ăia? Păi du-l pe Mazilu acum. Lângă cine e Mazilu acolo? Nu se poate ține după nimeni. Mazilu are 18 ani. Dar nu contează că are 18 ani. Ce dacă are 18 ani? Nu se poate ține după nimeni. Dacă îi pui pe unul să facă 3200 de metri și pe Mazilu după el,
chiar dacă se ține după el, dar crezi că ia fac 3200 de metri? Nu, eu spun, dacă îl pui la un 3200, se pune, se ține după el, Mazilu are 200 puls, iar ăia 140. Mazilu e în gheață 2 zile, 3 zile să-și revină și ăia a doua zi fac antrenament. Asta păi... cu pulsul relativă, că depinde, asta e nativ cu pulsul. Nu, să ai pulsul. Aici nu vorbim de excepții, cum erai tu, Bănel. Asta este excepții. Eu nu vorbesc de asta, eu vorbesc de cât de greu ție. Eu vorbesc de cât de greu ție. Ți-am dat un puls, un număr, ca să-ți dai seama. Între cine? Antrenamente, să spun așa, mă. Nu știu dacă stai așa. Păi dacă noi nu facem față, de ce nu facem față? Ideea este felul următor, că în România, jucătorii sunt cocoșiți, stau după ei, că stai că ești bun, stai că... Păi de ce stai? Acolo, de ce stai după ei? Că când nu înțeleg. Te duci, de ce așa stai? Nu e România. Când te duci afară, nu te mai bagă nimeni. Acolo trebuie să te duci, te antenezi păi bine, nu, că... nu te antenezi, ești afară. Păi ți-e frică că te dau jucătorii afară, de-aia face așa. Aici are de fapt Pandi și noi vorbeam pe coridor înainte să intrăm în studio. Păi cum se face că toți jucătorii care pleacă eu asta spun, se întorci, atenție? Dacă lucrurile sunt foarte bune și dacă facem lucrurile bune. Nu, am dat așa un exemplu ca să iau. Nu pleacă Opruț la Kortrijk, da? O echipă de subsolul clasamentului în Belgia. Da, ne, dar trebuia să ne mirăm când l-a luat, când s-a dus acolo, că nu era, că nu poți. Dar nu mai pleacă la o echipă mediocră. Nu poți, Dane. Nu poți să joci. Nu poți să joci, nu ai cum. Nu ai cum cu 2 pe 4 să joci. N-ai poți cu 2 pe 4 să joci niciunde afară. Nu ai cum. La noi merge cu 2 pe 4. Nu merge afară. Afară când ai plecat pe stânga, pe dreapta, fundaș, păi trebuie să faci sprint, tată. Sprint și trebuie să dai centrare. Nu să le rup genunchii la aia primii care sar în fața ta. Deci asta trebuie să faci. Noi nu putem. Noi totul e 2 pe 4 la noi. La noi e ușor totul. Nu, n-avem cum așa. Nu merge să facem nimica. De-aia spun. Toți mergem afară, ne ducem afară, ne întoarcem. Ce spunea de Pitu? Da. Da, ce spunea de Pitu? Băi, când înțelege că o trag eu așa, fac eu 3 fițe, 4 fițe, nu te ajută la absolut nimica. Și când înțelegi că trebuie să pui osul, trebuie să joci, trebuie să faci, trebuie să dai, să atunci pleci, trebuie juca. Să... Atunci v-ai juca. Da, deci, Bordeaux a zis. Dar nu, dar sunt... Marea majoritate se duc, se întorc. Păi da, dar tu când l-ai adus pe Pitu acolo, trebuie să știi pe Pitu, că Pitu nu poate să fie... Borceanu, că vine Borceanu acum aminte. Să fie agresiv, să-ți recupereze minge. Pitu e jucător număr 10. Ce calitate are? Tehnică bună, are viziune bună. Păi pune în ultimii 20-30 de metri și pune calitățile. Păi cine dacă l-ai adus, când înseamnă că tu ca antrenor ai făcut transferul greșit. Dacă tu vrei ca Pitu să-ți bagi alunecări, să-ți recuperezi minge, nu poate. Dar eu trebuia să bag alunecări. Dacă vrei să-l faci pe Dica sau pe Panduru să bagi alunecări, nu poate să bagi. Dar te puneau să păi, faci. Păi, dar nu poate să faci. Păi, dacă nu poți să ajungi afară, nu mai joci cum vrei tu ca aici. Păi asta e diferența, pentru că tu când aduci un jucător, vezi calitățile pe care are. Păi l-a dus și pe Dică, vrei să aibă viteză? Păi n-ai cum să-l faci să aibă viteză. Vrei să-l recupereze? Eu. N-are cum. Afară sunt alții, și normal că nu, sunt alți Dică în echipă, alți Panduru în echipă, înțelegi? Tu nu mai poți face aceleași lucruri. Dă mie mingea că fac eu nu știu ce. Trebuie să pui mâna, să mai și alergi ca să o recuperezi, să faci, să... Astea. Nu. Dar în ziua de astăzi, cu toate astea, că alergăm 13-14 km, ne ducem afară, ne dau aia în 3 secunde afară. De ce dacă e bine? Nu reușim pe niciunde. Da, asta e un semn de întrebare păi, mare. Eu asta, mare. Eu asta întreb. Mă, dacă facem lucrurile bine. Un exemplu nu poți să-mi dai. Păi, unu. Păi. În ultimii 10 ani, hai să luăm o plajă mare de timp. Dăm un exemplu de jucător român care a plecat, ca la card, s-a dezvoltat, a crescut, a plecat de la un club la altul, mai mare, mai mare. Hai Răzvan Marin, nu e hai, chiar. Da, e Răzvan Marin, care a făcut cum... Care a mai... Stanciu ce? A jucat păi, la echipele unde a fost. Nu, a plecat la Anderlecht, după aia a jucat, da, a venit. Dar cariera lui a luat-o în jos, a luat-o în sus. Păi da, dar s-a dus în Cehia după aia și a jucat. Și după aia s-a dus prin Arabia Saudită. Da, dar nu compare Anderlecht cu nimic din ce a urmat. Asta spune că constanță din asta. Cum a făcut Răzvan Marin, s-a dus nici el până la urmă, pentru că și el când a ajuns la aia n-a făcut nimic, jumătate de an cât a făcut. Da, oricum a venit în Italia, face de 3 ani de zile. Hai să zicem că sunt 1-2, da? Uite, Man e unul care crește corect, da? A ajuns, aia a fost greu, foarte greu, după aia mai puțin greu și acum al treilea an, vezi cât ne trebuie. Tocmai asta încerc să spun. Eu n-am treabă că putem, nu putem. Eu mă uit și spun ce văd. Ajungem acolo, nu putem să facem absolut nimic și avem nevoie dacă cumva dau ăia 10-12 milioane pe noi și nu ne dau afară mâine, poi mâine. Avem nevoie de 2-3 ani, uite-l pe Man, al câtelea an e Manul ăla care credeam noi că trebuie să fie? Abia acum e, da. E abia acum? Da. Abia acum spun toți italienii, puai, ce jucător, da. Mamă, ce jucător, da. Când e el, suntem cei mai... E, cât s-a trebuit? 3 ani de zile? Bă, las-o încolo. Pentru că a avut încredere în el. A avut răbdare, că i-a dat timp. Pentru că în momentul când dai timp la un jucător și dai spațiu să joace,
crește. Au dat 12 milioane lei. Dar dacă tu asta aduci, este încredere. E ca la noi în România, când aducem niște jucători și îl bași 3 meciuri, 5 meciuri și gata, l-ai aruncat. Că l-ai văzut în 5 meciuri. Cam așa se întâmplă și cu ei, nu știu, afară. Se duc și după 6 luni, dacă n-a jucat bine, gata. Hai să-l dăm afară. Că aducem alții. Dar da, pe man, că, cum a zis Mani, a dat 10, au dat 10, 10 milioane, 10, 12, milioane, 13, că, 13, da? Am dat prea mulți bani. Hai să-l mai, să-l mai încercăm, să-l mai încercăm, dar să-l mai încercăm. Dar a avut nevoie de Mihailă. Mihailă, și el nici acum. Nici acum, nu. A avut probleme cu accidentele. Da, dar nici acum nu e. Dar și el, dacă va fi sănătos și va juca, îi se va dat spațiu, cu siguranță va fi și el la un nivel ridicat. Pentru că are calități. Nu poți să... Nu știu, asta, nu știu cu siguranță. Nu știu, asta cu siguranță, nu știu nimica niciodată. Regula... Regula e să nu. Regula e să nu. De exemplu, eu l-am văzut pe Mazilu când avea de la 15 ani. L-am văzut la echipa națională de juniori. Da? Când avea 15 ani. Îl sărea în ochi. Adică se vedea că el și el și cu Borza, că sunt 2005 amândoi, erau la lot. Se vedea că amândoi au ceva în plus față de ceilalți. Nu l-am mai văzut, l-am văzut după aia până la 16 ani. Când l-am văzut după aia, chiar vorbeam cu cineva de la Faru, că de ce nu apare Mazilu la echipa mare. Și când l-am văzut, l-am văzut alt jucător, schimbat după un an și ceva. Adică o diferență mare. După că a crescut. Așa și Mazilu, dacă se va duce la Brighton. Și va fi acolo, va sta în loc 6 luni. Nu va sta niciun loc. Cu siguranță cred că va ajunge nu va sta. Mai apropo sus. De discuția asta. Nu va sta. Dacă ți-e încredere. Tu crezi că Brighton îl ia pe Mazilu ce noi îl așteptăm un an, 2, 3, nu face nimic, dar noi îl așteptăm. Păi am te așteptat. Dar nu te ia, mă, Brighton, Dane, să stai la Brighton. El te dă pe la altul. 3 milioane pe el și pentru ei 3 milioane nu înseamnă nimic. Dacă a venit, ok, face față în câteva luni, nu. Bine. Dar du-te în Olanda, nu știu care îl pune să facă, că ei știu care că vine poate. Și confirmă imediat. La 17 ani? 18 da. Ani? Nu sunt jucători, n-am nici care dacă e la 3 imediat. Milioane? La 3 nu milioane? Nu la 3, că pe ei nu interesează dacă confirmă. A, dacă e unul de 30 de milioane, da. Păi da, hai să ne gândim, cât dă pe el? 3 milioane? Păi stai că așteaptă-l dacă vrei de la el. Că nu poate să de 3 milioane să fie la fel ca la de 30 de milioane. N-are cum. La Brighton? Nu, nici nu cred că va nu fi niciodată. Nu știu dacă va juca. Dacă... Nu, ce crezi tu? Eu cred că nu. Dacă, se va da, dacă el va rămâne în echipă 6 luni, un an de zile, eu cred că va putea să joace acum. Eu cred că cea mai mare prostie să rămână acum la Brighton. Aia cred că e cea mai mare greșeală a lui. El trebuie să plece dacă poate să... A, păi nu, și ăia cred că au minte. Trimite-l în Olanda, unde e sistemul 4-3-3, toată lumea joacă 4-3-3 pe acolo. Pune-l acolo, lasă-l să joace jumătate de an, un an și jumătate, să joace, să învețe, să facă, să știe fotbalul ăsta și după aia pot să-l chem, dar e foarte greu să-l cheme, nu cred că poate să-l cheme așa repede. Iar acum cu siguranță nu va rămâne, așa cred eu, n-ai cum să rămâi acolo. M-ar mira să rămână. Apropo de Rapid și de FCSB, că are legătură, Djokovic, te-a surprins să-l vezi trecând de la FCSB la Rapid? M-a surprins că au renunțat la ei... FCSB, da. Te-a surprins? Da. De ce? Că... Ți-a plăcut? Te raportezi la Djokovic care a jucat la FCSB sau la Djokovic ăla pe care îl știai tu nu, de la CFR? Nu, și cel care a fost la CFR și cel de acum, pentru că a avut jocuri bune și la FCSB. Ți s-a părut că a adus plus valoare la FCSB? În cupele europene a avut, pe început și de campionat și în cupele europene, a avut evoluții bune. După ușor a fost scos din echipă, nu știu din ce motiv, dar este un jucător care de lot care te poate ajuta, pentru că mai sunt multe meciuri de jucat, 9 jocuri până începe play-off-ul și cred că FCSB au nevoie de jucători cu experiență și jucători cu valoare. Adică, crezi că la Rapid? Eu cred că este un plus pentru Rapid, așa cred. Crezi că se va impune acolo? Îl vezi în primul 11? Cred că da. Îl vezi. Adică la ce au jucat Rapidul cu Waida și cu Albu sau Kai, cred că el va fi unul dintre cei doi mijlocași dacă vor juca în 4-2-3-1. Probabil că în 4-2-3-1, da. Văd că și în amicale sistemul ăsta și automat probabil Waida Djokovic. Adică jucătorii la care FCSB renunță de bunăvoie. Ca să nu mai spun Brown, hai, Cristian nu e titular, da? Krasniqi, adică practic jumătate din echipa din câmp a Rapidului este formată din jucători la care CFR și FCSB renunță că vor ele. Au dat bani pe Krasniqi. De ce? Pe asta zic, nu l-ai pus pe Petrila. Păi, Petrila sau Krasniqi, că unul dintre ei poate să joace. Poate să joace și altceva, dacă joacă 10 Krasniqi. Sau Petrila să joace. Nu știu, sau Petrila nu cred că poate. Petrila trebuie să stea acolo. Și atunci bandă. Că știi că a mai stat discuția asta, chiar Becaliu spunea, Rapid nu are cum să câștige titlul cu jucătorii pe care ia de la mine păi și de la CFR. Păi putea să câștige titlul cu jucători care... Băluță de la Brighton, care Medel cu care a fost dat afară tot așa. Dar FCSB-ul poate de la Hermannstadt și de la Iași poate să îi aducă și să câștige campionatul, nu? Cu jucători de la Iași și de la Hermannstadt.
poate FCSB-ul. Păi nu, FCSB-ul nu ia titlul. Păi... adică tu iei de la Iași și de la Hermannstadt și... No, e... Pe cine să ia și Rapidul dacă nu pe Djokovic? Dar lui Djokovic îi vine mânușă. Djokovic o să fie altul pentru că în primul rând e sistemul altul. Da. Este exact ce vrea el, ce știe el, să dea pasă. Asta e el... lui Burmaz, din penalti, e adevărat. Dar ți să comentăm un pic pentru că e o achiziție făcută de Rapid în această, în această vară. Burmaz care este văzut de, de Bergodi ca... să vedem și echipa din repriza secundă a Rapidului. Burmaz e variantă la Rahmani. De asta spuneam că așa cum i-a împărțit Bergodi... Văzând faza asta acum, mă uitam la transferul pe care l-au făcut cei de la Rapid, eu cred că cei de la Rapid aveau nevoie de un fundaș central cu o viteză bună la jucătorii pe care iau ei acolo la fundaș central. Și aici, jucătorii sunt pe posturile lor. Cârjan acolo, Krasniqi unde a jucat la CFR, Hasan înțeleg că joacă fie în spatele atacului, dar mai degrabă bandă dreaptă, iar Burmaz atacant. Deci cam... Repet, asta cred că a arătat amicalul de astăzi, modul în care, practic, noile achiziții sunt împărțite așa pe, pe posturi. Și aici avem doi jucători de under, apropo de ce spuneai tu. Da, Borza și Crijan. Exact. Adică prima, cei care au început jocul sunt mai mulți din primul set. Cred că ar mai intrat Săpunaru acolo. Săpunaru, Waidă. Și Borza, nu? Care da, trebuie să intre. Horatiu Moldovan în poartă. Da. Așa, Albu, dacă intre și Waidă și Albu, trebuie să iasă Djokovic și păi, Caidă. Păi nu știi dacă o să iasă sau dacă o să intre. Păi nu cred că... Mie mi s-a părut că Albu nici n-a mai fost titular în finalul campionatului. Djokovic, bănuiesc că n-a venit cu un salariu mic la Rapid. 17.000. Și... Ah, pe atât a venit. Plus niște bonusuri pe care le-a încasat. Și cred că l-au adus ca să fie în primul 11. Bine, dacă va merita să joace, dar cred că pentru acest motiv au făcut acest sacrificiu. Da. Hai să vorbim și despre Dinamo. Pentru că a jucat Dinamo astăzi amical cu Gentler Birligi, 1-1. Tot așa, ne raportăm la primul 11. Aici nu sunt schimbări mari sau, mă rog, nu vedem nume noi, pentru că singura achiziție lui Dinamo n-a jucat Belkovski. În rest, un 3-4-3 înțeleg că a jucat Dinamo. Să vedem distribuția de start. Foarte mulți străini. De fapt, numărăm românii și sunt puțini. Patriche, Costin și Amzăr. Și în rest, doar străini. Acum nu știu când va intra Velkovski, s-ar putea să-l sară schema fix pe Patriche, știi? Și atunci să fie vreo 9 străini. Este sistemul în care i-au tenat anul. Da. În 3-4-3. Bine, e posibil să mai vină jucători. Perioada e deschisă până pe 12 februarie, dacă nu mă înșel. Ceea ce practic în volună de aici. Încolo, da. În Patriche dispare, 100%. Așa cred și păi, eu, da. N-are cum să joace. Și la Costin. Nu știi niciodată aici, în dreapta. Bine, mai avea echipa așa, cu Amzăr și cu Costin, ar fi echipă de 5. Adică nu mi se pare că... Plus că dacă n-ai fundaj bun, când nu iei bun, asta e... mai bine câteodată să te pui în 3. Păi da, dar și în sistemul ăsta cu 3 pe... cu Amzăr și cu Costin, că trebuie să urci cu ei, să stai foarte sus, cei trei de acolo nu au viteză. Nici Hamau, nici Patrick, nici Lucas nu are viteză. Deci toți trei sunt jucători lenți și poți să ai probleme acolo în zonele alea. Păi, să rămâi cu ei trei. Păi îți dai seama cât de lenți erau dacă jucau în patru. Păi da, dacă jucau în patru, Amzăr și Costin tot urcau. Nu mai urcau așa mult fundașii laterali. Nu mai urca Costin și rămânea Amzăr. Adică era... ai cum... Nu, tot aia este. Păi ăștia trebuie să-i lași, că să urce, să facă. Nu sunt fundași. Adică în patru să joci cu Costin într-o Costin parte, vine cu de mijlocaș de bandă. Parte, el este mijlocaș de bandă. Cu Lucas și cu Omao, cred că ai probleme mari de tot. Așa la cum arată echipa asta, plus Velkovski, nu știm ce mai vine la Dinamo, da? Au negociat cu Ronaldo de acolo, le-au propus lui Rotariu și Djokovic și n-au vrut să vină. Ei au încercat. Înțeleg că a fost discuție și cu Rogulic, nu știu în ce măsură s-ar putea rezolva. Păi ai încercat, cum ai încercat? Că erai plecat în Mexic când trebuia să faci achiziții. Păi cum adică? Dacă ești în Mexic și faci o ofertă și spui Djokovic și Rotariu, 15.000 pe lună. Nu, este literă de lege, e bază în fotbalul ăsta. Tu ca manager, ca ce ești, tu n-ai vacanță în perioada asta, când toată lumea are vacanță. Corect. Deci nu eu inventez asta. Tu trebuie să-ți faci treaba când toată lumea e în vacanță. E adevărat. O să fii în vacanță când o să fii în vacanță.
Dar tu trebuie să fii, să muncești când toată lumea e, nu că aveam, n-aveam pregătit ce aveai. Nu e, trebuie să faci. Că te trezești după aia că ăla nu vine, ăla nu vine, că nu ești acolo și nu reușești să faci, să vorbești cu ei, să-i convingi. Da, știi care e ideea? Că el putea să vorbească telefonic cu jucătorii și nu contează unde ești. Păi atunci nu ești manager de fotbal. Dacă aduci jucători de afară, ce faci? Nu vorbești telefonic cu ei? Nu ești manager de fotbal. Nu ai cum să fii manager de fotbal dacă în perioada când trebuie să muncești, te duci în vacanță, că așa merg jucătorii. Tu nu ai cum, tu n-ai vacanță în perioada asta. Până când începe campionatul, până când se termină toate astea, perioadele astea de transferul de tot ce e, tu nu ai cum să ai vacanță, indiferent cine ești, nu de la Dinamo, de oriunde în lumea asta. Că asta faci ca manager, tu n-ai vacanță când alții au. Înțelegi? Dar cu echipa asta... Păi aceeași echipă de anul trecut. Cu dreptul rămân tot acolo. Adică, cu dreptul tot încerci să-l tragi de acolo, nu prea îl scoți de acolo. Îți pare rău acum că n-ai dat curs oferte de la Botoșani? Că a fost o propunere pe care ai avut-o pe masă. Da, clar. Într-adevăr, așa este. Ok, ai declinat-o. De ce? Pentru că te-ai gândit că se poate repeta ce s-a întâmplat la Miovei, mă gândesc, nu? Da, eram... Într-adevăr, atunci și lotul pe care îl aveau cei de la Botoșani, nu se puteau face... transferuri. Au fost mai multe lucruri așa care... Dar oricum mi-am mulțumit domnul Iftime pentru că s-a gândit la mine, că am avut acea discuție cu dânsul. L-am văzut de atunci că își dorește să salveze echipa. Am văzut și acum că a început să investească și să dea salarii mai mari, pentru că cred că sunt unele dintre cele mai mici salarii acolo la Botoșani din Liga 1. Nu, că îmi pare rău, că nu... Dar au fost mai multe lucruri care... Am decis să nu merg acolo atunci. Uh-huh. Te am întrebat de Botoșani pentru că vreau să ascultăm pe Valorii Iftime. Botoșanu e în București pentru câteva zile. Patronul ne-a oferit un interviu. Și dacă fac comparația asta cu alte echipe din Liga 1 și dacă nu intervine statul foarte puternic cu bani publici, am șanse mari să lupt până la final. Clar că aveam nevoie de un antrenor care să mă reechilibreze un pic și aici Bogdan sper și mă rog să fie soluția și cred în modul că e soluția. În același timp, vin un antrenor nou, insistă pe niște jucători și trebuie să fac tot meza în plasul ăsta, așa fel încât lucrurile să funcționeze. Există o undă de speranță că putem avea o echipă cu care să luptăm, să vedem până când. Și dacă o să fie chiar imposibil misiunea așa cum se vede acum, asta înseamnă că atât am reușit să facem. Dar, ca niciodată, în momentul ăsta, cred că voi juca până în ultima etapă. Astăzi, în opinia mea, fotbalul din România este într-un colaps. Este un colaps financiar total. Spuneți că e într-un colaps, dar uitați că a venit un nou investitor privat, domnul Șucu, alături de domnul Becali, domnul Rotaru, domnul Varga, dumneavoastră. Domnul Becali are o socoteală foarte clară. Pierde puțin bani pentru că vine cu un statut, cu un status foarte interesant, cu o FCSB care a fost Steaua, care producea bani și a vândut și undeva la o pierde. Cred că a pierdut mai puțin ca mine. Cred că domnul Becali în fotbal a pierdut mai puțin, a pierdut la Botoșani. La Cluj este un mister, pentru că să dea să fie sănătos, nu-l cunosc pe domnul Varga, dar are un împrumut mare către club. La domnul Rotaru este o ambiție de acolo și foarte bine dacă poate să-l țină. Eu cred că toți ceilalți vor avea probleme mari financiare și nu văd chiar domnul Mitrilor. Tot respectul față de el. Pentru ce ține fotbalul? Nu va câștiga bani niciodată. La domnul Șucu e voința sau starea noului venit. Acum e frumos. Apare ca o persoană publică, televiziuni cu tare, te fură, te încântă, e extraordinar, e un drog, te îmbălsămează, îți dă prea mult frumusețe fotbalul, mai ales cum e la Rapid acolo. Numai că o să vadă în timp, dacă știi campionatul, dacă poți face bani, numai că dacă ridici bugetul de la Rapid de la 7 la 5 milioane de euro ca să bată undeva, îi trebuie 7 milioane de euro. Nu cred că cineva îi dă 7 milioane de ani dacă nu are o rețetă foarte fină de a vinde, de a cumpăra. Pare optimist așa. Dacă de Dinamo ziceați că aveți dubii de Botoșani, cum ți se pare, Pandi, în lupta asta pentru evitarea retrogradării? Adică, crezi că are vreo șansă sau ți se pare că e condamnată? Cred că n-are nicio șansă. N-are șansă. Așa cred, că n-are nicio șansă. Tu ce crezi? Eu zic că cred că au șanse, pentru că îți spun că am fost cu Mioveni în situație. Mai era decât când ne-am preluat pe Mioveni, aveau 9 puncte. Iau 12 puncte acum, că au câștigat ultimul meci. Și când a început play-out-ul, eram la 3 puncte de salvare. Dar bine, am și câștigat meciuri. La ce jucători au ei? La câte puncte erai când te-ai dus? Eram la multe puncte. Aveam noi 9 și următoarea avea vreo 21, parcă ceva de genul ăsta.
Bă, de încolo, ăia atâtea puncte au făcut anul trecut? Nu mai țin minte. Da, și acum ei sunt... Ăia de care erau la baraj? Da, eram... 9 cu 21? Da, acum de... cred că e 9 cu 21, sau cât e acum? Au 12 puncte, iau 12 puncte ultimii, Botoșan și următoarea, nu știu cât, 23 mi se pare, sau 22 de puncte, ceva de genul ăsta. Uite, asta nu știu cine e deasupra. Da. La ce, am văzut că l-au adus pe Miron, l-au adus pe Filip, jucător cu mare experiență la Liga 1 și ai nevoie de jucători ca ei la meciurile astea, pentru că sunt meciuri cu presiune. Mai ales Miron, care a mai fost acolo, știe echipa, în funcție de ce vor mai aduce, cred, din punctul meu de vedere, au nevoie și de la mijlocul terenului în sus, jucători care să facă diferența, să spunem, să aducă 2-3 jucători pentru faza ofensivă, pentru că au nevoie de acești jucători. Cred eu, la jumătățirea punctelor, au șanse. Eu așa cred. Pentru că dacă luăm acum, ei au 6 puncte, Dinamo cred că 8 puncte la jumătățire. Față de Dinamo trebuie să te raportezi, că tu trebuie să faci 2. Și următoarea are 11 puncte. Păi mare diferența. Păi sunt 5 puncte. 5 puncte în 9 meciuri. Trebuie să câștigi. Dar mai sunt 9 etape care poți să te... Astea 9 jocuri poți să te apropii. Așa vii pe hârtie spui tu. Da. Și pare... depinde, nu știu ce adversar întâlnesc ei. Că poate să întâlnesc acum în astea 9 etape, dacă joacă cu echipele care sunt... Poate joacă cu Iași, poate joacă cu Galați. Cu Galați nu, că tocmai ce-a câștigat la Galați. A, au câștigat la Galați, da, ultima etapă. Mă refer, poate joacă cu alea de acolo din spate și te poți apropia. Au o șansă, au făcut și niște calcule acolo, că de asta vor să bage bani mai mulți. Eu cred că n-au nicio șansă. Tu rămâi la concluzia. N-au pe cine să scoată, pe cine scoți de acolo. Dacă îmi spui că UTA cu Rednic și cu ce echipă are, ajunge să retrogradeze, nu te crede niciodată. Păi să spun, uite, Chilia anul trecut. S-a dus, Toni au avut 6 victorii la rând, s-a dus aproape de play-off. Ușor, ușor, în anul următor, sau da. n-au mai câștigat și au fost la... Da, dar asta se întâmplă la noi cu toată lumea. Nu vezi că toți antrenorii când se duc fac ceva rezultate la noi, după care când trebuie să faci, nu mai faci. Asta e la noi, așa se întâmplă. Și tu te-ai dus, ai făcut, am crezut la un moment dat că ai asta, după aia... Ai avut jucători care n-au putut să facă față, probabil, la nivelul ăsta. Am avut probleme cu că trebuia să câștigi acolo. Trebuia să câștigi la un moment dat, da? Nu mai mergea și în play-out să-ți permiți să faci un 0-0, un 1-1, lasă-i pe aia că ne atacă. Nu, trebuia tu să fii ăla care ataci, care faci, care asta. Asta e problema la echipe din Botoșan Dinamo, că tu câștigi, poți să faci cum ai făcut tu atunci seria aia, după care trebuie să continui seria. Și nu, și dacă te bate una deasupra ta, s-a dus, s-a făcut 6 puncte și ai terminat. Și din momentul ăla nu-i mai scos de... Au intrat jucătorii. Noi ne-am făcut în 9 etape 13 puncte și în 21 s-a făcut 9 puncte. Au venit după aia play-out-ul, am pierdut primele 2 jocuri și gata. De atunci, practic, s-a terminat, că s-au distanțat. Dar e important cum începi play-out-ul după aia. E și foarte greu, pentru că ai 5 meciuri în deplasare. Da, probabil că dacă ești pe ultimul loc, duci cu ăla de pe locul 7, probabil. Începi practic cu prima din play-out. Adică așa am început noi. După aia începi cu a doua și... După aia vine a doua la tine. Iar ai șanse mari să pierzi. Și până te trezești tu ca asta... Ai și meciurile mai grele, dar... Iau jucători care au jucat la nivel de Liga 1, au multe jocuri și au început să aducă și acum. Se poate întâmpla orice. Bun, vă promiteam la începutul emisiunii că îl ascultăm și pe Maldonado. Este un fotbalist cu un CV interesant pe care Universitatea Craiova l-a adus în această iarnă. Împrumut 200.000 de euro, dar cu opțiune de cumpărare pentru 500.000 de euro. Pentru un fundaș central mi se par cifre, să spunem, sau sume mari. Astăzi a vorbit noul jucător al Universității. Să vedem ce a declarat. Welcome to the family of Universitatea Craiova. Tell us please, what are your first feelings? Ah, muchas gracias. La verdad que contento de poder estar acá en una gran institución como es la Universidad de Craiova y la verdad que muy contento de poder estar acá. How did the negotiations go in order for you to arrive at Craiova? No, la verdad que muy bien. La verdad que contento de poder estar acá. Me siento muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club y bueno, gracias a Dios se dio la posibilidad de poder estar acá. How did your teammates welcome you? Pues la verdad que muy, muy bien. Me han recibido de la mejor manera. Me han hecho sentir como un hermano más que han estado acá. Y la verdad que eso me pone muy contento. What are your goals for this year? No, la verdad que venir a dar lo mejor de mí. Obviamente hacer un año espectacular. Trabajar al máximo, sabemos que hay muchas competiciones por delante, en ese aspecto pues
vengo a dar lo mejor de mí, aportar ese gran esfuerzo que siempre me ha caracterizado y bueno, espero seguir dando el máximo para poder alcanzar el máximo objetivo. When you were in Los Angeles, you played in the central of the defense with Giorgio Chiellini. We know who Giorgio Chiellini is. What is the most important advice you had from him? La verdad que de muchos que él me compartió, creo que uno fue que siempre hay que trabajar bien para alcanzar los objetivos. Obviamente una persona con mucha experiencia y ese fue el que se me quedó mejor grabado. What do you think about the training facilities here in Antalya? La verdad que es muy lindo, me encantó, las instalaciones muy bien. En Los Ángeles obviamente también tenían este tipo de campamento, igual en los países que he estado, pero obviamente son diferentes, pero acá la verdad que es muy diferente. Daniil, now please look at the camera and send a message to the supporters of Universitatea Craiova, please. Hi fans, soy Daniil Maldonado. Solo quiero decir que vengo a dar lo mejor de mí para alcanzar los máximos objetivos y poner el nombre y la institución de la Universidad Craiova en lo más alto. Muchas gracias. Daniil, thank you very much and good luck to you. E interesant pe CV. Acum să vedem ce fel de jucător mai e în momentul ăsta Maldonado. Interesant pe CV, ce e interesant la el? Interesant că a jucat totuși la un nivel. E la jucător de echipa națională. La care nivel, Dani? La Los Angeles. În rest, la alealte nici nu știi cum le cheau pe alea. Păi, stai puțin, tu te raportezi nivelul lui pentru liga noastră. Nu se duce în Premier League omul ăsta. Da, nu se duce nici măcar în Belgia. Hai să ne uităm unde a jucat. La Los Angeles, da. E corect, da. După aia, dacă ne ducem puțin mai jos, nu găsești o echipă pe care o cunoști. Da, e adevărat, dar să nu că pentru nivelul nostru au venit jucători din Algeria, nu a venit Hamza la Petrolul. Da. Și a fost, era la un moment dat, toată Liga 1 se bătea pe el. Mie îmi place, pentru că m-am uitat și am văzut că a jucat acolo. Până prin septembrie-octombrie a jucat. Titular cu Chiellini, fundaș central, ba era în 3 în stânga, ba era în 3 în centru, ba era în 2 în dreapta. Adică am văzut că juca, s-a întâmplat ceva de prin octombrie acolo, când n-a mai jucat și a fost numai rezervă, dar cred că e bună achiziție. Cred că e bună achiziție. Asta o să vedem. Îți dai seama ce fond de jucători există în lumea asta și unde poți accesa totuși jucători dacă vine băiatul care a jucat la Los Angeles, da? E din Honduras. Adică în lumea asta sunt atâția jucători pe care trebuie să ai un departament de scouting. Trebuie să ai scouting și cu impresarii cu care lucrezi. Exact. Și nu pe sume din astea să spui, bă, trebuie să dau 3-4 milioane să aduc jucători care să-mi facă diferența în România. Nu e nevoie de atât. Dar oare a fost cineva să-l vadă în America? Da. Nu dau seama asta. Da. De mai multe ori. Normal, de mai multe ori. Numai pe avioane au stat. Dar urmăream meciul în avion, știi? Da. Deci ajungea bine, pac, se termina meciul. Trebuia să se întoarcă. Bun. O să vedem iarăși imagini cu zăpadă de la cheile grădiștei, pentru că arbitrii au susținut să testele fizice. Mi se face și nouă dor de cantonamentele noastre, da. Când le făceam în zăpadă. Și asta cu arbitrii, să dai testele fizice pe zăpadă, și asta mi se pare. Nu-mi dau seama. Îți dai seama că nu e ok. Cum? Păi nu e, asta păi zic. Normal că nu e ok. Parametrii e un test de viteză asta. Păi și ce viteză prins pe asta? Da, tocmai, da. Bine. Până la urmă, arbitrii nu trebuie sunt doar de viteză la arbitrii. Sunt nu, și mă refer acum, ce văd acolo, e un test de viteză, nu e pe un test de rezistență. Aici asta nu e viteză, asta nu, e o încălzire, probabil. Nu, cred că deci am mai văzut un. Înțeleg că au fost minus 9 grade la ora la care au ieșit ei pe teren. Minus 9 grade. Asta e gen bipul care... Da, gen yo-yo, nu? Da. Ok, vara înțeleg să-i duce acolo. Mai fost și alte imagini când arătau cu... Aveau un test de viteză. Vara și înțelege, dar iarna să urci arbitrii în vârful muntelui și să dai acolo testele... Ne întoarcem la discuția cu Dorinel și cu jucătorii, la fel și cu arbitrii. Nu înțeleg de ce e mai relevant. Bine, de ce să meargă acolo? Asta puteau să o facă și la Mogoșoaia sau la Buftea, de exemplu. Ia, vezi că asta uite, asta e test de viteză. Aici, da, e un test de viteză, da. Bine, nu știu. Pentru că dau viteză și rezistență. Uite, asta e test de viteză. Ce vă asta? Da.
Păi da, sunt vibrațiile de viteză. Și rezistență. Practic, sprintul ăsta pe care îl face e apropiat de ceea ce faci în teren, că nu faci sprintul. Nu, cred că face la maxim. Aici? Sau nu, nu, în teren mă refer. Nu cred că ajunge în moment, probabil foarte puține momente din joc să facă la maxim, pentru că e foarte mult din plasament. Da, dar se mai întâmplă, mai ales pe final de meci, cred când ești obosit și asta se întâmplă să... Că eu cred că mai, pentru ei mai greu la rezistență, la ceea ce fac, uite asta, cum dau testul ăsta acum aici. Bine, asta e un 2 pe 4. Da, dar crește. La un minut îți crește ritmul, crește ritmul, crește ritmul și trebuie să faci aceeași distanță, trebuie să o faci aceeași distanță, da, dar după aia trebuie să mai puțin, da. Dar îți crește ritmul și probabil au niște parametri în care trebuie să încadreze. Da. Dar poate pauza e mai mică. Nu, pauza nu. Pauza este aceeași și distanța este aceeași, numai că scade timpul. Scade timpul. Da, crește oboseala practic și atunci... Păi trebuie să mărești, cu cât scade timpul, cu trebuie să mărești ritmul, cu scade timpul, da. Trebuie să mărești... Haideți să ascultăm pe Chiros Vasaras, președintele Comisiei Centrale. Peste câteva luni se vor împlini 10 ani de când este practic în fruntea arbitrajului românesc grecul Vasaras. We test them in difficult conditions that they will face in the beginning of the restart of the season. We started with some topics which are about the topic positioning, movement on the field of play, how they have a good collaboration. Program continue with analysis and we will be very focused also with the communication of the VAR and the referees. It's hard, yes, I know, but it's hard the job of the referees, not easy. Regarding 2024, we have a Euro. Sorry. So I expect first qualification of our referees there. E grea meseria de arbitru, bine, asta e băgat așa, ce sacrificii fac arbitrii, îi aducem aici în vârful muntelui, uite ce greu le Da, dar trebuie să fii pregătit pentru testele astea. Păi nu, pentru genul ăsta de teste trebuie să fii și mai bine pregătit. Da. Să dai la minus 10 grade teste fizice, nu mi se pare. Nu vin doar la meciuri. A, nu, n-am zis asta. Nu, dar eu făceam comparație cu testele date vara, de exemplu aici, la Chiile Grădiștei, unde vara chiar e indicat, când sunt temperaturile afară 40 de grade în București, și duci acolo 25 de grade, 27, e perfect, dar aici, la minus 10 grade... Am vrut să mai aibă un adversar în față, frigul. Păi nu, ăsta chiar e un adversar, da. Vedem ce spune și Ișvan Kovac, spunea mai devreme arbitru numărul 1 și evident va fi la campionatul european în vară, cum foarte probabil va fi și Hațegan, pentru că ați auzit mai devreme pe Vasara spunând, sperăm să avem doi arbitri români acolo. Ai așa șanse mari să pune și de acesta de euro? Șansele ți le faci prin prestații. Dacă o să avem prestații bune, atunci cu siguranță o să fim luați în calcul ca să mergem la turneul final. Dar ți-ai propus ceva în special în acest an? Participare la turneul final. Îmi doresc să particip la turneul final. Întotdeauna vor fi critici. Cei care s-au făcut arbitrii, e normal să fie criticați și au asumat acest risc în momentul în care au ales această meserie. Face parte din joc. Dar voi vă simțiți protejați așa ca arbitri? Dumneavoastră ce credeți? Suntem protejați suficient? Nu suntem protejați suficient. Și nu vorbesc de Comisia Centrală Arbitrilor, în general. Pentru că ați văzut foarte bine că este și UEFA a spus stop acestor lucruri, abuzuri și atacuri și este momentul ca toată lumea să înțeleagă că și noi suntem oameni, ne facem meseria, încearcă toată lumea să dea ce știe mai bine și să fim tratați ca atare. Interesant ce spune, acceptăm criticile pentru că face parte din joc, ceea ce e corect, dar nu suntem suficient protejați, spune Kovac. Păi de cine mai vrea, în afară de comisie? Probabil de comisiile federației. Cred că se referă la asta. Păi asta n-am înțeles. Adică cred cine... eu că n-a specificat. La asta înțeles. Cred că face trimitere. Adică în momentul când trebuie să dați ceva, un exemplu sau o amendă sau ceva, dați-o sănătos, să nu se mai întâmple. Sau dați mai des. Nu știu, cred că la asta se referă când spune nu suntem protejați. Bine, el face trimitere și la ce poziție a avut UEFA. Poziția UEFA a venit după ce s-a întâmplat în Turcia, care e revoltător, adică în România n-a existat așa ceva la nivel de nu știu dacă prima ligă. În primele ligi așa mai, dacă a fost pe undeva, dacă s-a întâmplat, în Europa mă refer. Mai văzusem în Bulgaria, dar era fugărit arbitru, bine, și pe la noi a mai fost arbitru fugărit, și Zota aici, care e prietenul nostru, a fost și el fugărit, dar ce s-a întâmplat în Turcia...
Și aia a fost la nivel... Dar nu cred că se referea la el la treaba asta de protejat. Nu, nu, nu. Eu spuneam că el a dus în aminte de decizia, poziția UEFA recent, da? Poziția UEFA venise după evenimentele din Turcia, care erau într-un context mai larg, pentru că UEFA are probleme, UEFA și FIFA au probleme, în a atrage fond de arbitri. Și spunea acum vreo un an Boban, la o reuniune de asta UEFA, că dacă arbitrii ăștia mai mulți copii, ca așa, o să aibă fond. Așa da, păi asta e o metodă. Este fondul, da. Fondul cel mai mare. Că făcea el un calcul, peste 10 ani nu vor mai fi suficient de mulți arbitri să arbitreze meciurile care sunt din ce în ce mai multe. Pentru că nu mai pot să atrag arbitrii, nu mai vin tinerii spre arbitraj. Ar trebui să facă și ei o puțină reclamă după jocuri, după să-i vedem pe arbitrii la interviuri, poate așa copiii se vor duce spre arbitraj. Crezi că așa? Păi, da, nu-mi dau seama. Asta poate să fie o problemă. Păi dacă nu, meciurile despre arbitraj se vorbește doar negativ. Că nu, după meciuri nu se vorbește despre arbitraj, că mamă ce bine arbitrat. Sau și ce foarte rar, asta da, e unul la sută. Doar negativ se vorbește. E adevărat așa asta, da. Dacă i-ar ieși și după jocuri sau măcar o dată pe săptămână, să facă niște conferințe, să iasă, să vorbească, să explice, să spună anumite lucruri, poate mai mulți copii ar veni și către arbitraj. Cred eu, zic și eu acum după mine. Dar dacă îi apar o dată la 3 luni de zile? Păi, normal că eu sunt copilul meu la televizor și văd despre arbitraj mai negativ, că toată lumea îl critică, nu mă duc spre arbitru, nu? Să mă fac arbitru, că zic că, dar poate ei dacă are și în fiecare săptămână să facă o conferință, ceva, să explice la... Nu? Te vedeai pe tine când erai mai mic uitându-te dacă ieșea Crăciunescu și vorbea, bă, vreau să mă fac. Da, dar zici că poate ieși și fac anumite lucruri, aduci nu, și copii spre arbitraj. Spune că ieșind, practic, arbitrajul ar fi în față și cu alte lucruri decât cele negative. Doar critici, face și cu lucruri pozitive. Când până la 18 ani nu mai poți să fii fotbalist. Nu mai poți să fii. Sau chiar mai târziu de 18 ani. Sau mai târziu. Mai târziu, atunci te faci arbitru. Bine, când te faci dacă arbitru. Te duci pe la junior la jocuri, o să vezi că sunt copii de 15-16 ani care arbitrează la juniori. Arbitrii păi toți da, care nu se vezi niciodată prin prima ligă. Păi, dacă au talent și păi, merg în continuare, da. Poate să ajungă. Soluția asta care a putut să o spandi totuși. Dar da. Toți copiii foștilor arbitri au talent? Da, e gena, Pani. Am înțeles. E gena. Am înțeles. Deci e gena, nu? Da. Mulțumesc, Pandi, mulțumesc, Nicolae Dică, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune.